Pentru domnul Gheorghe, tăicuțul tău, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și pentru ascultul tău, al bătrân, o să încerc să-ți fac melodia aceea care e. Guriță. Așa. Dar au plânge sufletul meu. Tot acolo. O băcă de la Florin Elvețianu. Ando lescotando Gheorghe. Ando che un amico pura no costicas. Ajuta Guriță. O veia che si manca doila. Atențiune de la domnul Gelu pentru unchiul tău Gheorghe care nu mai e în viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și pentru unchiul tău Costică Sultana și pentru tăicuțul tău, pentru domnul Riza Gheorghe care n-a suflat toată România în fața lui. Și gelul duce steagul mai departe cât trăiește. 50 de ori. Sunăm. O făcut toți frații să ne strânge. Ajută Guriță, Florine. O pe lasă-mă deschisă foarta. Să lasă-mi deschisă poarta. Că poate se-ntoarce tata. Lumea ta. Că am avut un tata bun. Ce cu foc m-a părăsit. Inima l-a fritit. Atențiune de la domnul Oprea. Tăicuțul dumneavoastră, pentru domnul Costică, regele sultanilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace, 1.000.000. Și pentru cuscru dumneavoastră, pentru Gheorghe, care n-a apucat săracul să-și vadă și el băiatul. A fost la suferință cu dumneavoastră.
S-a rugat de dumneavoastră să se facă cusc. Dar Dumnezeu a făcut pe gândul lui, pe placul lui și s-a făcut cuscru cu tine. Dar n-a fost prezent. Așa a fost soarta. Pentru domnul Gheorghe cuscru dumneavoastră până la 2 milioane. Pentru tata lui Vidoc, domnul Gheorghe, tăicuțul lui Gelu, care a fost ca doi frați, Costică și Gheorghe, nu mânca unul fără altul, până la 3 milioane, Dumnezeu se odihnească în pace, până la 4 milioane, și pentru toți băieții care nu mai au tată în viață. Și cine are părinți în viață, să le dea valoare și să-i respecte în fiecare zi. Și să prețuiască! Așa cum spune domnul Oprea, dacă n-ai părinți în viață, te simți sărac. Și atunci când îi ai în viață, respectă-i și dă-i valoare. Așa cum spune domnul Oprea, că degeaba fraților, omul după ce moare, vreți să-i faci pomană mare, prețuiește-l cât e în viață. Că nu mai e nicio valoare! Pentru tăicuțul lor, care nu-l va uita niciodată, dar o mai aveți pe măicuța voastră în viață, să-i dea Dumnezeu sănătate, prețuiți-o și dați-i valoare, părinți. Ajută! Uită stânga și dreapta și aștept să vină tata la Goriță. Să nu-l uităm pe unchiul Vergii, care era cel mai bombardier. Jură Goriță pe familia lui, s-a pus în genul fraților. Dădea cu viciorul la 2 metri, așa cum spune Goriț. Până la 2 milioane pentru tăicuțul lui, pentru tăicuțul lui domnul Gelu și tăicuțul lui domnul Oprea, care rămâne o legendă. Ia vă rog eu mult să danțez cu tăi. Oh,
seca. Și sufletul mi-a secat, că a plecat de regele de la Palatin. Atunci când nu mai tată, la, la, la. Oh, parcă nu mai mâna dreaptă, o bobosă n-ai avere mare. O vă date, 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 date. Rodel tot ce-a mai vară. Atențiune de la domnul Gelu. Pentru unchiul lui, pentru domnul Gheorghe, tatălui Gorița Uraganu. Și pentru viața ta, frățiorul tău, pentru domnul Costică Sultana, care a fost regele României și rămâne legendă în toată România. Pentru tăicuțul tău, pentru domnul Gheorghe Riza, care nu-l uiți toată viața. Și tu-l consideri pe frățiorul Doc ca pe tăicuțul tău. Până 100 de euro de la Gelu pentru toată lumea prezentă. Și pentru viața ta, pentru unchiul tău, pentru domnul Vergi. Toți copiii lui, pentru toți veri. O, mă se întâmplă să faci bani mulți. Să nu vă uiți de tatăl tău, care te-a crescut cu greu. Să-i mai
Și atunci când este grea mâine, Doamne, merg la unchiul meu mâine. Doamne, merg la unchiul meu în locul la tatăl meu mâine. Atențiune de la Domnul cu premondialul. Pentru Cusculto, pentru Gorițe, uraganul care e cel mai îndurerat. Și el duce steagul mai departe. Pentru Cusculto, Gheorghe, Dumnezeu să-l vedeți. Un milion. Pentru Gheorghe, tăicuțul lui Vidor și tăicuțul lui Gelu, om cu mare valoare, numărul 1, cel mai mare geambaș, care a adresat caii până la 2 milioane. Pentru tăicuțul dumneavoastră, pentru domnul Costică, regele sultanilor, care de acolo de sus îți dă putere și îți trimite ajutor. Pentru viața ta, pentru tăicuțul tău, până la 5 milioane. Tot pentru viața ta, tăicuțul tău, până la 6 milioane, până la 7 milioane. Vă rog mult să dați ascultare la cuvintele astea. Gorița din suflet îți cânt. Crede-mă, din suflet vă cânt. N-am venit să vă întristez, am venit să vă distrez, dar că asta v-a fost dorința voastră. Asta o fac acum. Așa cum spune Ionuț Elvețianu, Gorița e și tatălui și frățului. Pentru toți oamenii care au riscat toată viața și au mers numai înainte și n-au dat înapoi niciodată. Așa cum spune domnul Oprea, au tras pentru copii și pentru părinți. Doamne, am trecut prin multe supărări, o, mă, Doamne, cum trece soarele prin mări. Doamne, și noroc și ghinimă, și noroc și ghinimă. Și taia mai de-ochii toată pe ajunge și mic că te-am tras. O, mă, de-o-te-a focul tata. Că mi-a zis că
să rămână din suflet. Să rămână din suflet. Oricând, la orice oră, Elis, alături de draga mea orchestră, o să fim la orice oră din zi și din noapte prezenți. Frățiorului și tot neamul lui, 2 milioane de la Gelu. Pentru viața voastră, pentru unchiul tău Gheorghe și regele Sultana. Regele de la palat, da, am plecat și m-a lăsat. Așa cum spune gelul, pentru domnul Vergi, care îl consideră ca și tăicuțul lui. Regele de la palat, o, m-a plecat și m-a lăsat. Și-am rămas în locul lui, ca să nu-mi ajung frații. Oh,
Uite, salvatica, na, na, nu vrea pe nimeni, na, na.
pentru viața noastră, pentru Tăicuțul Țăngărel. Marcel Șoimanu, ăsta este armăsarul, mă! Răpașu!